Bine v-am regăsit! Foarte multe persoane suferă de depresie. În timp ce unele reușesc să treacă peste, altele au viața afectată în mod direct. Alături de mine este astăzi profesorul Vlad Ciurea, care ne va spune cum putem combate această afecțiune. Între timp, mulțumim și hotelului Intercontinental pentru locație. Așadar, domnule profesor, de unde apare această tristețe îndelungată sau cum să îi spunem de fapt? A spus foarte bine, se află în creierul nostru, în creierul uman. Acest cuvânt depresie este extrem de dur, afectează, este o boală, afectează creierul și arată o schimbare a modului de comportament în totalitate. Diagnosticată este o boală a secolului nostru, este o boală gravă, se manifestă prin tulburări de somn, tulburări de alimentație, devii anorexic, oboseală generală la serviciu și scăderea puterii de concentrare. Sunt cele patru mari elemente a depresiei și lipsa totală de conexiune cu exteriorul. De unde provine depresia? Provine din non-activitatea și epuizarea sistemului nervos. Există și centri, s-au dovedit că acești centri care se află în porțiunea anterioară a creierului, care suferă total. Dacă ne oprim numai la cuvântul depresie, poate că nu realizăm unde ne aflăm, dar toate procesele cerebrale nu funcționează, deci tot organismul în spate suferă. Nu funcționează și suferă. Deci, în totalitate. Iar de aici până la lucruri și mai grave, la demențe, la boli neurodegenerative, dintre care știm una cumplită, care se numește Alzheimer, sau chiar la suicid, cum se întâmplă în țările nordice și din nefericire a apărut și la noi în țară, mai este doar un mic pas. Și nu trebuie să ajungem acolo. Noi acasă putem să ne dăm seama când e vorba de depresie și când e vorba de o tristețe? Ne putem da seama și primul pas spre despreție este această tristețe. Trebuie să evităm tristețele sau cum a apărut imediat persoana, nu trebuie pusă într-un colț, mai ales dacă are anumită vârstă, mă refer la seniori, ci din contra socializat, luat, dus, discutat, totul făcut sub o formă cât mai frumoasă. Diagnosticul, de fapt, îl pune medicul neurolog sau medicul psihiatru, dar orice doctor știe în pregătirea lui ce înseamnă depresie și întrebarea este ce trebuie să facem. Ce facem ca să nu ajungem la aceste stări de tristețe? Dați-ne câteva sfaturi pentru a avea mintea optimistă cât mai mult timp. Câteva sfaturi, în primul rând trebuie să facem această resetare cerebrală. Eu iau telefonul meu și îl trântesc jos, deci l-am distrus. Eu trebuie să-l resetez. Îl iau și resetez, reformez numerele, reformez codul de pornire. Așa este și cu creierul. Nu mă refer numai la partea medicamentoasă. Afară de aceasta contează extrem de mult socializarea, aerul curat, apa. Cât mai curată, alimentația. Cât mai bună. Da, asta voiam să vă întreb. Ce mâncăm ca să avem un creier sănătos și să nu ajungem la... În orice caz, creierului nostru nu-i place pita și slana, vă spun precis, cele două trebuie excluse, nici mesele foarte târzii, nici încărcarea cu glucide și grăsimile foarte multe, lucruri cât mai ușoare, lucruri cât mai comestibile, cât mai digerabile pentru organism și pentru creier, semințe, fructe, lichide bune, cafeaua. Frumos, ciocolata, care ne fac foarte bine. Un pahar de vin roșu nu se refuză, desface legăturile cerebrale, ne face să fim mai optimiști. Zâmbetul pe buze contează enorm de mult și optimismul în tot ceea ce facem în starea respectivă și odihna. Noi trebuie ca chiar cei care au intrat în depresie să aibă un program regulat de activitate, nu haotic, mențin părerea că la ora 10 trebuie să intrăm în odihnă, ca acest organ suprem să se refacă și să poată funcționa dimineața în condiții perfecte. Partea aceasta superioară, partea scoarței cerebrale, de unde pleacă depresia, unde pleacă gândurile urâte, toate acestea trebuie să se liniștească și în jurul celulelor puternice, nervoase, care organizează și conduc sistemul nervos, sunt anumite celule mici, un fel de din aceștia care fac curat, o firmă de curățenie care se numesc microglii, aceste celule mici care vin și curăță celula mare și o fac cu aranjează, o pregătesc pentru a doua zi, unde părtează cuvintele alea care le-am auzit pe stradă de gunoaie, da. Și atunci ele pot funcționa a doua zi în condiții foarte bune și se numește un, exact ce am spus, un resetare cerebral. Și dacă vreți, vă spun un secret, dar numai dacă vreți. Vreau. Da. Să nu uităm de muzică.
Doamnă, vă întreb pe dumneavoastră, de cât timp l-ați mai dansat? Vă zic că de ieri. Pentru mine foarte e foarte importantă muzica foarte, și mă ajută mult. Pentru toată lumea. Deci nu atâta o încărcare cu elemente negative, cu vești negative, cât un post de muzică bun de dimineață și după aceea e seara, terapie muzica, asta este terapie. Clar. Terapie. Muzica este terapie și desface creierul. Dar tocmai spuneați la început că de fiecare dată când suferim de depresie nu putem să ne odihnim și nu putem să dormim. Este adevărat. Cum înlăturăm aceste gânduri? Cum nu ne mai gândim atunci când ne așezăm în pat, să nu ne mai gândim la lucrurile rele și să ne gândim un pic și la cele bune? Un lucru foarte important este că în lume și în România au apărut anumite zone de sănătate mentală. Nu că ești nebun, departe de așa ceva. Zone de detoxifiere. Creierului place carnea foarte slabă, peștele este, sau carnea de curcan este slabă. Bine, deci acum vara nu prea am avea niciun motiv să fim depresivi, dacă ar fi să ne gândim. Pentru că avem mare, avem concediu, avem ziua lungă, avem și mâncare bună. Avem de toate. N-ar trebui, și românii nu sunt depresivi, sunt o nație foarte veselă. Și trebuie să împingem această veselie. Să ne menținem așa. Și să ne menținem așa. Mulțumim mult pentru aceste recomandări importante. Mulțumim și Hotel Intercontinental pentru găzduire. Ne revedem și mâine. Sănătate multă!